Doresc din toată inima să îmi exprim mulțumirea înaintea Domnului pentru că am harul să pot să vă văd, să vă cunosc și să ne închinăm împreună înaintea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutări din partea fraților și surorilor din Republica Moldova cu har, pace și binecuvântare și în mod cu totul special unei voci destul de cunoscută în Moldova, fratele Busuioc, care ani la rând ne-a obișnuit să fie în perioada sărbătorilor de iarnă și m-am bucurat ca să pot să ajung aici în Australia, în biserica în care dumnealui împreună cu dumneavoastră vă închinați înaintea lui Dumnezeu și cu ocazia aceasta îl salut cu bucurie. Eu m-am născut în România, în județul Botoșani, într-un sat mic în nordul țării, pe malul Prutului. M-am uitat toată copilăria mea de pe pragul casei, pragul din ușa din spate a casei părinților. M-am tot uitat partea cealaltă a Prutului. Pe atunci la noi era întuneric, acolo era lumină. La noi erau dealuri, acolo era mai mult șes și mă gândeam când voi ajunge acolo, neștiind că voia Domnului era ca eu să ajung în 1991 în Republica Moldova, m-am căsătorit acolo și am rămas în Moldova și slujesc împreună cu frații toată perioada aceasta și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Ați putut ca să vedeți câteva lucrări, da, pe care Domnul ni le pune la dispoziție. Slujesc în ultima perioadă ca și supraveghetor al uneia din cele 5 comunități regionale ale Uniunii Bisericilor Pentecostale din Moldova. După cum poate ați mai auzit, în Moldova nu se folosesc termenii laici, președinte de cult sau de comunitate regională. Și frații au zis să folosim termeni biblici și toți cei care slujesc mai mult decât la nivel local, așa cum este slujirea mea la o comunitate regională cu peste 100 de biserici, atunci sunt ordinați în slujbă de episcop, episcop regional, episcop național. Sâmbăta trecută eram cu ceva frați pe care i-am cunoscut în Brisbane și ne-au dus puțin așa să ne arate locuri frumoase, că Australia este într-adevăr un loc deosebit. Și acolo unde noi ne-am odihnit câteva ore, lângă noi mai erau două familii de australieni, noi am mai trecut încolo, încoace, pe lângă ei. Dar mai spre după masă, ei au tras cu urechea și la un moment dat au întrebat pe cineva din prietenii noștri ce limbă vorbiți și fratele respectiv a încercat să le spună, a zis că vorbim limba română și a vrut să spună că sunt cu doi musafiri din Moldova, președintele și vicepreședintele, și el a vrut să spună, a Uniunii Bisericilor Pentecostale, dar el fiind născut în Australia, mai are probleme cu limba română, s-a blocat aici și a zis președintele și vicepreședintele Moldovei. Și eu după aia am văzut că ei s-au schimbat. Așa, tot se uitau la noi și apoi când au plecat ne tot salutau. Se întreba, oare cum de președintele și vicepreședintele Moldovei umblă pe aici fără pază de corp? Iată de ce frații folosesc acolo și nu doar acolo, în toată fosta Uniune Sovietică, folosesc aceste denumiri biblice. În comunitatea română, eu știu și m-am întâlnit de multe ori, când le spui la cineva că ai slujirea de episcop, ei te întreabă, dar ești catolic sau cine ești? Însă aceasta este rânduiala acolo în Republica Moldova. Și mulțumim Domnului pentru tot ceea ce putem să facem. Ați văzut câteva din lucrările pe care Domnul ni le
pune la dispoziție și modul în care prin harul Domnului putem ca să slujim, putem să ne închinăm Domnului și în ultimii ani Dumnezeu ne-a binecuvântat să putem să deschidem multe biserici. Cred că și fratele Victor a mai povestit când a fost zilele trecute. De la 67 de biserici mici în 1993, astăzi Domnul ne-a binecuvântat să avem peste 400 de comunități. Și dăm slavă Domnului. Și încă se mai deschid biserici. Eu acum adun informația. Săptămâna viitoare, sâmbătă, pe data de 7, vom avea adunarea pastorală pe comunitate și deja frații responsabili de anumite sectoare, că în comunitate avem încă 9 sectoare, și frații deja am trimit în fiecare zi informația și am rugat să-mi trimită inclusiv informația cu numărul bisericilor care acum de asemenea sunt în procesul deschiderii. Ceea ce vreau să vă spunem, avem o deschidere foarte mare, după cum se spunea și în video, avem o deschidere foarte mare, ca să înțelegeți cât este de mare, avem primari care au venit la taberele noastre de evangelizare, acele cu corturi pentru copii, și ne-au rugat și au zis, dacă nu puteți veni anul acesta, vă rugăm, puneți-ne de pe acum pe anul viitor. Deci ne cheamă primarii. Am avut anul acesta evangelizări cu grupul Speranța. Au venit primarii și au spus, la anul viitor, vă rugăm, vă punem piața centrală a orașului. Punem la dispoziție tot ceea ce trebuie, veniți la noi în oraș. Și este un har aceasta. Și îi mulțumim Domnului și vrem să putem să stăm la dispoziția Domnului, mai ales în vremurile când ușile sunt deschise, știind că nu întotdeauna va fi așa. Și cu ocazia aceasta vreau să vă motivez să puteți să fiți parte cu ceea ce Dumnezeu vă va călăuzi. Domnul mi-a deschis în ultimii ani uși în Statele Unite și găsesc materiale de construcții gratuit pe care le încarc în containere, după cum ați văzut, și le trimit în Moldova pentru construcția caselor de rugăciune. Și este o minune, este o minune. Mulți mă întreabă cum găsești și eu le spun nu știu. Pur și simplu este o minune. Dar când am venit în Australia, pentru că eu când călătoresc în America, de obicei merg cu soția și soția spune, băi, ești un țigan, eu unde văd un depozit mare, zic, eu trebuie să ajung acolo. Unde văd o fabrică mare, eu zic, trebuie să ajung cumva acolo. Și încă nu am aterizat în Australia, când am venit 2 săptămâni în urmă și în timp ce avionul se apropia de aterizare, eu vedeam porturile și vedeam mii de containere. Și am zis, și de aici pot ca să plece containere. Pentru că Biblia spune, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Am găsit cândva în Portland niște geamuri refuzate de la un hotel, ceva nu le-au plăcut, noi nouțe, și le-am cumpărat la un preț foarte mic. O fereastră care ar fi costat $1000, am cumpărat-o cu 50 și un frate când a auzit a zis, frate Romică, unde ai fost anul trecut? Și am zis, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, eu lucrez la o companie care instalăm ferestre la clădiri mari, comerciale. Și zice, odată doar am terminat să instalăm ferestrele la o clădire cu vreo 4 nivele și când ne-am uitat jos vine un trac specializat și descarcă încă un complet de ferestre. Și am spus, ce cu voi, ați greșit adresa? Și nu, aici am adresa. Și așa cum se întâmplă, ăla nu vorbește mult, are oră, are planul lui, nu stă la povești, l-a trimis să ducă, să descarce, a descarcat și a plecat. A doua zi a mai venit încă un camion cu ferestre. Și din nou le-a descărcat acolo. Și ăștia au sunat și au spus, ce se întâmplă? Și când ei au răscolit, computerul companiei a triplat comanda singur. Și au adus acolo în plus încă 2 seturi de ferestre de sute de mii de dolari.
Și spunea el plângând, m-a pus șeful să le stric și o lună de zile am stricat ferestre câte puțin și le-am aruncat în containerul de gunoi și le-au dus la gunoi. Și el plângea și spunea, unde ai fost? Și eu am spus, unde am fost anul trecut? Sper să fiu și la anul, numai tu să nu uiți. Și peste un an de zile a instalat ferestre la o altă clădire și vine inspecția și când au inspectat, au descoperit că lipsea o garnitură. Era fereastra mare, făcută din două rame, una peste alta și între ele trebuia să fie o garnitură și de la fabrică n-au pus garnitura. Și inspectorul au spus, scoase și aruncate și puse altele. Ăștia au zis, noi le scoatem, punem garnitura aici pe loc și le instalăm înapoi, nu altele. Și atunci Valentin și-a adus aminte de fratele Romică și a vorbit cu șeful lui și a zis, dacă tot trebuie să le scot și să le arunc, dă-mi-le mie că le trimit în țara de unde am venit eu, că frații construiesc o casă de rugăciune. Cei care veți veni și ne veți vizita în Moldova, le veți vedea la Biserica Elim, că deja sunt instalate la școala de misiune, 60 de bucăți. Noi aveam nevoie de 60 de bucăți și, ca să înțelegeți, proiectul a fost făcut vreo 15 ani în urmă, însăși designul ferestrelor, 15 ani în urmă, proiectantul din Moldova, după cum le-a desenat, așa le-am adus noi din Portland. E mare Domnul! E mare Domnul! Nouă ne trebuia 60, ei au avut 59 și Valentin cumva era întristat, a zis, măi, bine era să fi fost 60, dar până la urmă poate una o să o închidă frații sau poate vor face ei acolo, însă după câteva săptămâni șeful lui spune, Valentin, păi acolo a fost o fereastră pusă pentru showroom și o ușă ca să vadă toți care veneau, zice, nu-ți trebuie și aia. Și el uitase de ea, era a 60-a, că Dumnezeu nu greșește. Aș vrea ca în această seară, dragii mei, să rămânem în cuvântul din judecători. Mi-a plăcut foarte mult modul în care s-a interacționat cu copilașii, cu întrebările acestea. Nu voi citi textul pentru că dumneavoastră cunoașteți destul de bine textul, îmi dau seama că s-a lucrat și în familii, cu copiii, zilele acestea, săptămâna aceasta, cu textul din Judecători, capitolul 7, biruința asupra madianiților și continuăm să lăsăm ca Domnul să ne vorbească. Și eu am intitulat predica din textul acesta în felul următor, strategia lui Dumnezeu pentru obținerea victoriei. Care este strategia lui Dumnezeu? Când Dumnezeu vrea să ofere o biruință. Acolo Dumnezeu dorea să ofere biruință poporului Israel într-o luptă fizică. Da, suntem cu toții conștienți și de acord cu adevărul acesta, însă noi astăzi avem alt fel de lupte, avem alte războaie spirituale, avem activitățile noastre, avem frământările noastre și putem să învățăm, cel puțin eu am descoperit principii destul de puternice în textul acesta, prin care Dumnezeu poate și vrea, dorește să încurajeze biserica lui. Care sunt strategiile și care e strategia lui Dumnezeu pentru un popor, pentru o biserică, când trebuie să facă ceva comun? Pentru o familie când are de înfăptuit o anumită lucrare, pentru o persoană când are de înfăptuit oarecare slujire înaintea lui Dumnezeu. Hai să descoperim care e strategia lui Dumnezeu și primul lucru pe care ni-l scoate în evidență foarte clar, textul nostru este următorul, pentru obținerea victoriei, Dumnezeu caută să îndepărteze frica. Amin? S-a vorbit despre frică, copiii au descoperit aspectul acesta și versetul 3 din textul nostru spune că vestește dar lucrul acesta în auzul poporului cine este fricos și se teme să se întoarcă, să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000.
cei care erau plini de frică, din numărul de 32.000 au reprezentat un procentaj de 68,75% și asta este foarte mult. Un procent așa de oameni, de mare de oameni, cuprinși de frică, puteau ca să destabilizeze situația. Și lucrul acesta, dacă suntem de acord, îl întâlnim de cele mai multe ori și în adunările noastre. Sunt a patra generație de creștin evanghelic. M-am născut în biserică, pot să spun. Am auzit, bunicul meu a fost primul păstor din zona Darabaniului. Străbunicul meu a fost primul păstor din zona aceea de nord a țării, în Darabani. Bunicul meu a fost păstor, tatăl meu a fost în biserică. Am crescut de mic copil și am observat că de fiecare dată, când biserica ar trebui să facă ceva, oamenii vin și aduc starea aceasta, pentru că aici nu este vorba despre o frică personală, că trebuie să recunoaștem, starea aceasta de frică la nivel personal, cumva o experimentăm, da, fie că, știu eu, ceva necunoscut, de întuneric, de... Se spune că, știți cum era la noi în satele din România, fântână, te ducea undeva să aduci apă și un bărbat era mai fricos și într-o seară nu era apă, soția a dat gălețele și a zis, băi Vasile, du-te și adu apă. Dar el de fricos și era mergând spre fântână, că era întuneric și cam tremura și tremurând, gălețele de fiind de tablă trâncăneau și el a zis, tăceți căldări că sunteți cu mine. De fapt, nu căldările se temeau, ci el se temea. Aici nu este vorba despre o frică la nivel personal. Aici este vorba despre o stare de gândire. Aici este vorba despre un concept de viață. Și deseori noi venim cu conceptele din viața de zi cu zi. Și sunt, prin harul Domnului, sunt în slujire de atâția ani și le spun la frații mei, când va trebui să faceți ceva pentru Domnul, nu vă uitați în casa bisericii. Nu vă uitați în caseria bisericii, nu vă uitați în buzunarul vostru, nu vă uitați în contul de la bancă, că întotdeauna veți găsi motive să spuneți că nu avem. Că asta este realitatea. Însă, un principiu după care mă conduc, dacă vrei să știi că lucrezi împreună cu Domnul, începe ceva ce tu știi sigur că nu poți. Și acolo intervine Domnul. Sunteți de acord să spuneți amin? Așa lucrează Domnul. Și din ca El să arate poporului cum va lucra, Domnul spune Gedeon, cei care vor produce panică și vor spune, nu putem. Am mers din România în Moldova, după cum am spus, în 1991, am locuit 6 ani în nordul Republicii, într-un sat și imediat după un an, împreună cu frații de acolo, din localitatea respectivă, am decis că trebuie să construim o casă mai mare de rugăciune. Wow, câtă frică! Era perioada cea mai grea din istoria Republicii Moldova, când s-au devalorizat banii. Așa pierdere, nu știu dacă ați auzit vreodată. Oamenii au avut bani la bancă, economii, din vremea Uniunii Sovietice și ca să înțelegeți, cine avea 15.000 de ruble putea să-și cumpere o mașină nouă. Și după ce s-a destrămat Uniunea Sovietică, ei s-au culcat într-o seară, spre exemplu, cu 15.000 de ruble în cont și dimineața când s-au trezit, la radio anunță, s-a făcut reformă monetară și 15.000 s-au transformat în 15 lei. Și cu 15 lei moldovenești, puteai ca să-ți cumperi 30 de pâini. Ați trăit așa experiență cineva?
Cu banii cu care tu puteai să-ți cumperi ieri o mașină nouă, a doua zi să-ți cumperi 30 de pâini. Și în perioada aceea, noi am văzut nevoia că trebuie să construim o casă nouă de rugăciune. Și bineînțeles că frații au venit cu tot felul de frici. Veneau bătrânii la mine și îmi spunea, băi, unde te pornești tu? Și eu spuneam, da, unde mă pornesc? Noi avem nevoie de casă de rugăciune. Pe mine nu mă interesează ce avem noi în buzunar. Noi știm că avem nevoie de casă de rugăciune. Și eu spuneam, fraților, veniți să săpăm fundația. Și ei mă întrebau, dar cu ce o să acoperim? Și am spus, eu nu vă întreb acum, noi nu vorbim de acoperiș. Noi vorbim astăzi hârlet și lopată. Ai hârlet și lopată? Vino astăzi cu hârletul și lopata să săpăm fundația. Îi sunam și îi chemam pe frați, fraților, veniți ca să descărcăm bolțarii. Și ei spunea, dar noi cu ce o să punem ferestre? Și am spus, fraților, noi nu punem ferestre astăzi, noi astăzi descărcăm bolțarii. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și eu am dat slavă Domnului, a fost o casă mare pentru Moldova, mai ales pentru vremurile acelea. 24 de metri lungime pe 12 lățime cu subsol total și cu balcon foarte mare. Era o construcție enormă și Domnul ne-a binecuvântat. Dar oamenii care au frică, eu le-am spus, fraților, dacă aveți frică, nu veniți. Cei care aveți frică, să vină cei care pot să spună Dumnezeu ne va binecuvânta. Și asta noi descoperim aici. Când Domnul vrea să dea victorie unui popor, în primul și în primul rând spune, îndepărtează frica. În 2 Timotei, capitolul 1, versetele 6 și 7, Pavel scria, de aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Lăudat să fie Domnul! Un alt adevăr pe care îl văd aici în textul din Judecători, capitolul 7, este următorul. Pentru obținerea victoriei, Dumnezeu îndepărtează pe cei nepăsători. Și așa oameni sunt. Sunt și așa oameni, au fost atunci și sunt și astăzi. Sunt oameni cărora lor le este tot una. Lui tot una, domnule, dar ce, se poate și fără mine, se începe fără mine, și orchestra merge fără mine, și corul merge fără mine, și vizitarea bolnavilor. Sunt și oameni de felul acesta și Domnul din nou mai reduce numărul ca să-și arate gloria, ca să-și arate puterea, ca oamenii să spună într-adevăr Dumnezeu a lucrat, versetul 5 și 6, Gedeon a pogorât poporul la apă și Domnul a zis pe toți cei ce vor limpăi apa cu limba, cum limpăiește câinele, să-i despați de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa ducându-o la gură cu mâna au fost în număr de 300 de oameni și tot poporul celălalt a îngenunchiat. Dragii mei, a bea apă îngenunchind înseamnă să nu mai vezi ce se întâmplă în jurul tău. Am pregătit o imagine acolo, pentru că am stat foarte mult și am meditat la fenomenul acesta. De ce Domnul, parcă să stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu, e ceva nobil, nu? Spunem noi. Dar nu întotdeauna. Ei erau în război, în jurul lor erau dușmanii și toți cei care au zis atunci, în momentul acela, pe mine acum nu mă interesează nimic, pe mine mă interesează una, mie mi-e sete. Se anunță, fraților, noi o să avem pe duminica cu tare, vă rugăm, sau se stabilește din timp conducerea bisericii, o să avem așa slujbă, o să avem botez în apă, o să avem o evanghelizare. Noi avem concediu atunci. Nu, sunt oameni care lor le-i tot una de biserică, lor le este tot una de slujire, ei au nevoile lor. Ei bine, toți cei care atunci erau din poporul lui Dumnezeu, nu erau păgâni. Erau și ei membri, am spune astăzi, erau membri în biserică, nu, erau din poporul lui Dumnezeu, erau evrei. Dar lor, în momentul în care ei au ajuns la sursa de apă,
mintea lor, care era obișnuită să le fie tot una cu nevoia poporului, i-a făcut ca să zică, mie acum mi-e sete. Și închipuiți-vă, ca să poți, eu am locuit la țară și poate mulți dintre dumneavoastră, eu am băut apă din ghiolc, așa se spunea la noi. De undeva curgea de la un izvoraș, se săpa o groapă și acolo se aduna apa. Dragii mei, ca să poți să bei apă, dintr-o apă, fie stătătoare, fie curgătoare, oricât ai fi de sportiv, dintr-o mână nu poți. Nu te poți sprijini într-o mână. Sunteți de acord cu asta? Nu poți. Și ție îți trebuie atât genunchii să te apleci, să genunchii amândoi și stângul și dreptul să-ți atingă pământul și apoi și mâna stângă și mâna dreaptă să-ți atingă pământul și asta înseamnă pentru ei atunci. Au lăsat armele lor, ei au lăsat armele jos. Nu doar că au lăsat armele, ei s-au aplecat cu fața în jos. Și distanța ca să poți să bei apă în condițiile acelea, eu am practicat și dumneavoastră de asemenea ați practicat, ca să poți să bei apă în condițiile acelea, trebuie să se atingă și buza de jos și buza de sus cu suprafața apei. Și care e distanța de la buza de sus la noi până la ochi? Este distanța așa de scurtă, încât ochii noștri nu pot să mai vadă nimic în jurul nostru. Și asta scoate în evidență nepăsarea unora. Și Scriptura spune, cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură în mână, au fost în număr de 300 de oameni, tot celălalt popor a îngenunchiat ca să bea. Cei care au îngenunchiat reprezentau 97%. Sunt statistici astăzi despre Biserica lui Iisus Hristos. Și un procentaj foarte mic duc biserica. Și asta este ceva general. Un procentaj mic de oameni slujesc, un procentaj mic de oameni vin, un procentaj mic de oameni susțin lucrarea, un procentaj mic de oameni își aduc darurile lor financiare la biserică, un procentaj mic. De ce oare? Pentru că se dă voie la Duhul acesta al nepăsării și mă rog în această după masă ca Dumnezeu să lucreze și să ne vorbească inimilor noastre. Amin? Din care categorie suntem? Din ce număr de oameni suntem? Aș vrea ca noi să stăm și să ne gândim din ce număr de oameni suntem, pentru că ei au fost cei care erau nepăsători ceilalți. Scriptura spune, cei ce au limpăit apa, nici măcar n-au limpăit apa de jos. Am avut acel video cu câinele. Câinele a limpăit apa de acolo, din sursa de apă, dar ei erau atât de responsabili pentru slujirea și pentru menirea pe care ei o aveau. Uitați-vă, el a luat apa de acolo în căușul palmei, dar se uită în dreapta și în stânga, nu cumva să vină o săgeată, nu cumva să vină o suliță, nu cumva să vină un soldat. Și el ia apa în mână și pentru că are spiritul de responsabilitate, nu-și permite să se sature, el își permite doar să-și înmoaie și atunci duce și nu poate nici măcar să bea. Pentru că dacă el ar fi încercat să bea din căușul palmei, din nou unghiul trebuia ca să se schimbe al gâtului, astfel încât să atingă cu buza de jos și cu buza de sus și nici măcar din palmă n-ar mai fi văzut. Însă ei erau cei care aveau spiritul de responsabilitate și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Amin? Asta se întâmplă și mă doare, știți, câteodată călătoresc mult, cunosc foarte multe biserici, cunosc foarte mulți păstori, cunosc foarte multe situații și discut cu oamenii și văd și cunosc multe lucrări și cunosc multe minuni și spun întotdeauna, de uneori, când îmi dau seama de marele potențial
care există în Biserica lui Iisus Hristos și uneori cât de puțin El se folosește, câteodată zic, Doamne, m-aș duce undeva într-o pădure și să plâng încât să nu mă audă nimeni, numai Tu să mă auzi. De ce? Pentru că așa de puțini sunt gata ca să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și mă rog în această seară, stimată Biserică a Domnului Iisus Hristos, să luăm în serios slujirea. Asta a îndepărtat Domnul, frica. În al doilea rând, Domnul, pentru obținerea victoriei, a îndepărtat pe cei nepăsători. În al treilea rând, pentru obținerea victoriei, Scriptura ne spune, Dumnezeu a folosit un număr mic de oameni și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui, voi da pe Madian în mâinile tale, toți ceilalți din popor să se ducă acasă, 3% din 10.000. Și acum aș vrea ca să pun o întrebare. Ce vei face dumneata? De la numărul de 32.000 de oameni să rămâi doar cu 300, asta înseamnă că 99,06% au plecat acasă. 99,06% au plecat acasă. Câte procente au reprezentat cei 300 de oameni din numărul total? 0,93%. Și să lupți cu un număr așa de mic de oameni împotrivă la 135.000, că dacă citiți capitolul 8, versetul 10, Zebah și Țalmua erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape 15.000 de oameni, toți cei ce mai rămăseseră din toată oștirea fiilor răsăritului, 125.000 de oameni care scoteau sabia. Câte procente? Și Domnul Dumnezeu a vrut ca să-și arate slava, lăudat să fie Domnul. Era o situație la noi în Moldova, o familie tânără cu 5 copii micuți, a zis Dumnezeu, ne-a vorbit să ne mutăm într-o localitate unde nu este biserică și să începem acolo o biserică, nu era de niciun fel nici o biserică evanghelică și s-au dus acolo, locuiau într-o casă veche din lut care aproape că urma să cadă, cineva le-a dat acolo un rent și preotul când a auzit că ei sunt pocăiți, au început să strângă semnături ca să-i scoată din sat. Eu am mers în Statele Unite, el era de naționalitate turcă, știți că avem o zonă în sudul Moldovei de turci, găgăuși li se spune, și el era din neamul acesta. Eu am aflat că doi găgăuși din Sacramento îl mai ajuta așa câte $100 pe lună și Domnul mi-a dat posibilitatea fiind în Sacramento și m-am întâlnit cu oamenii aceștia, au mai venit încă 3 persoane și le-am spus, oameni buni, hai cumva împreună să ne unim și să facem ceva, că așa le dăm câte $100 și cheltuie cu copiii și le trebuie și asta, dar hai să gândim strategic. Și ei au spus, care-i planul tău? Și am zis, planul meu este următorul, să le construim o căsuță și ei dacă vor avea casa lor, nimeni nu-i mai scoate din casa lor, ei sunt stăpâni în casa lor. Apoi în casa lor vor putea ca să invite pe unul, pe altul, un studiu biblic, o rugăciune. Și frații au spus, cam care ar fi bugetul? Și am spus, uite, asta ar fi bugetul. Pe 6 noiembrie 2018 eu m-am întâlnit prima dată cu acei frați. Pe 27 noiembrie deja m-am întors în Moldova și am mers la arhitector. Pe 10 ianuarie 2019 am trimis deja proiectul făcut înapoi la Sacramento ca ei să înceapă să adune materialele, 2x4, 2x6, plywood, isolation, geam, fereastră, toate că noi ați văzut, am început să construim acum după sistemul din Australia și din America, din frame, din lemn, mai rapid, mai curat. Erau 5 frați, 5 familii care s-au unit la asta. Știți cât a ținut unitatea asta? Până le-am trimis proiectul. Și când le-am trimis proiectul, mă sună unul dintre ei și spune, Romică, poate îl mai amânăm, dar ce zice, doi deja au zis că nu mai pot să meargă. Și am rămas, zice, numai 3 și... și am zis, știi ce, George? Hai să mergem înainte cu cât putem. Și am mers înainte, pe 10 ianuarie le-am trimis proiectul, în februarie ei deja au trimis containerul în Moldova, în 2019, și pe data de 3 decembrie 2019 familia a intrat în casă nouă. Au fost 5 familii, au fost 5 persoane care s-au unit, 2 au rămas deodată, din aia 3, 2
au contribuit împreună doar cu 30% și unul singur a contribuit cu 70% financiar și el a venit în Moldova din primăvară și a stat până iarna și a muncit în frig și în ploaie și în zăpadă până s-a făcut totul. Și a mai trecut un timp și omul acesta mă sună din nou și zice: Romica, aș vrea să mai fac un proiect pentru Domnul, dar ceva așa mai mic. Și am zis: bine, avem și proiecte mai mici. După care el a zis: da, localitatea cu tare. Și am zis: păi acolo nu putem să facem un proiect mic, pentru că deja acolo avem vreo 20 și ceva de membri și sunt copii și sunt adolescenți și este păstor și lucrarea deja crește, acolo trebuie ceva mai mare. Și i-am dat un proiect mai mare. Și el a luat proiectul și tot mă sună și zice: știi, e cam mic holul, mai bine mai lărgește-l și mai îl întinde și mai îl lungește, sala e cam mică și tot o mai mărește și toaletele sunt cam înguste și tot mărește și tot mărește. Și apoi eu îi spun: George, tot ce ai mărit tu este dublu în metri și asta e dublu în bani. Și știți ce mi-a spus el? N-o să fac niciodată o casă pentru Domnul după câți bani am eu, dar după nevoia bisericii. Înțelept răspuns. Și nu-i milionar omul acesta, dar are credința aceasta și a venit și a făcut încă o casă de rugăciune și ați văzut, n-ați reușit, a fost la un moment dat un botez în apă, așa, un bazin albastru. Aia e casa de rugăciune construită de fratele acesta. Pentru că Dumnezeu, când își vrea să-și arate slava, El o scoate din număr mic de oameni, slăvit să fie Domnul. În al patrulea rând, pentru obținerea victoriei, Dumnezeu folosește o strategie, dragii mei. Și care era strategia? A folosit un om, a folosit un conducător. Domnul a zis lui Gedeon: scoală-te și pogoară. Domnul a știut și de frica lui Gedeon și s-a spus acolo puțin, s-a întrebat. El a avut și el o frică personală, că nu degeaba Domnul îi spune: ia cu tine pe slujitorul tău. Mi-aduc aminte când eram adolescent, cântam, îmi plăcea să cânt și eu așa cum, și vă felicit pentru aceasta. Așa am crescut eu ca slujitor în biserică, am cântat, am spus poezii, am recitat, m-au pus frații din clasa 7-a să conduc cântările, m-au pus din clasa 8-a să predic și în felul acesta vor crește acești băieți, vor fi viitori predicatori și slujitori și Domnul să-i binecuvinteze. Dar eu aveam o problemă la cântat. Dacă eram singur, emoțiile mă copleșeau și nu mi-ajungea aerul. Știți ce făceam? Luam pe un vecin de-al meu. El nu putea cânta. El nu putea cânta, el nu avea ureche muzicală, dar numai să fie lângă mine. Știți? Și dacă el era lângă mine, eu duceam cântarea fără nicio problemă. Cam așa îl văd eu aici pe Gedeon. Domnul îi spune: Gedeon, ai și tu problema ta, că și tu ești om. Dar uite, ia pe slujitorul tău. Și când ajunge el acolo, ce strategie Domnul mai folosește? Îi arată descoperirea supranaturală. Și uitați-vă, când 99% din evrei s-au dus acasă plini de frică și unii dintre ei plini de nepăsare, Dumnezeu vorbește păgânilor. Când frații noștri de acolo din Moldova, prima casă de rugăciune care v-am povestit eu, de 24/12, să stăteam nopți la comitet, să-i convingem fraților, hai să facem, hai fraților să facem. Și ei veneau cu tot felul de argumente, frică, nepăsare și toată atitudinea aceasta negativă. În momentul când noi stăteam la comitet, frații în biserică, președintele CAP-ului, că încă erau CAP-urile, îl cheamă pe păstor și spune: am auzit că vreți să faceți adunare nouă. Și păstorul zice: da. Păi dacă o faceți, zice, să o faceți de 24/12. Și ăsta zice: dar de unde e la dumneata dimensiunea asta? Păi zice, noi avem niște plăci de beton lungi de 12 metri, late de 3 metri, am vrut să facem un frigider subteran pentru păstrarea merelor, că zona respectivă este o zonă cu multe livezi de mere și să le poată păstra până când urma să le vândă
Și zice, dar acum pământurile se vor da la oameni, că el știa ceea ce urmează, pământurile se vor da la oameni, ceapeurile se vor desființa și nu mai este nevoie, dar plăcile acelea de beton, dacă, zice el, sunt 8 la număr și dacă voi veți face adunarea de 24 lungime pe 12 lățime, plăcile au 12 metri lungime, le puneți cu macaraua și ați rezolvat problema cu planșeul. Și cei care sunteți constructori la o sală ca asta și la toate sălile publice, problema cea mai mare este podul. Sunteți de acord cu asta? Ce pod pui ca să nu cadă la o lățime ca asta, să nu ai stâlpi? Și el a zis așa, vă rog să începeți cât mai repede, că eu le dau gratuit. Vedeți? Și frații plini de frică, și frații cu tot felul de argumente. Și el a mai spus ceva, tot betonul îl faceți, că avea o mini fabrică de beton la CAP, acolo unde încărcai cu excavatorul și stătea mașina de desubt și luai de acolo betonul. Și el a spus așa, tot betonul vi-l dau gratuit de la colhoz, toată scândura vă dau gratuit de la colhoz, transportul de ce aveți nevoie vă dau gratuit de la colhoz, nu mai faceți cât mai repede. Că așa lucrează Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează așa ca să-și arate slava. Dar întrebarea este, ce fac eu dacă rămân pe lângă slava lui Dumnezeu? Mă înțelegeți? Orice proiect, dragii mei, care este de la Dumnezeu, el se va face cu mine sau fără mine. Dar ce fac eu? Mă înțelegeți? Dumnezeu și-a adus la îndeplinire, victoria a fost, lăudat să fie Domnul. Dar cum s-au uitat ceilalți în ochii copiilor lor? Că timpul trece și se întorc cei 300 acasă și vorbește cu unul și vorbește cu altul și spune, uite ce s-a întâmplat. Și un copil îl va întreba pe tata, tata, dar tu de ce ai venit cu o săptămână mai devreme? Și ce o să spună tata? Tata, dar tu ce ai făcut aici la casa asta de rugăciune? Anul trecut o familie de moldoveni care locuiesc în Portland a zis, vreau să vin să le arăt copiilor țara unde m-am născut, că toți copiii s-au născut în America. Însă ei acolo ne-au ajutat și ne ajută la încărcarea multor containere, pentru că de acolo am găsit multe geamuri și uși și tot felul de materiale, că ei peste tot merg și caută și întreabă. Și aveau 3 băieți, unul de vreo 10 ani, cel mai mic, altul de vreo 12, altul de vreo 13, 14 ani și o fată. Și ei când au ajuns în Moldova, într-o zi am zis, hai să vă arăt ceva așa din proiecte, din case, de rugăciune. Și când am ajuns la prima casă de rugăciune, băieții au sărit din microbuz repede, aproape înainte de a opri mașina și drept la ușa de la intrare. Și mi-am adus aminte, erau ușile trimise de ei. Și copiii aceia, plângând, au zis, tata, astea sunt uși care noi le-am încărcat. S-au dus mai încolo la intrare și au spus, și astea uși noi le-am trimis. S-au dus mai încolo și au spus, și geamurile astea noi le-am trimis. Și am mers la altă casă de rugăciune și ei din nou puneau mâna pe geam și spunea, și astea noi le-am încărcat. Nu-i așa că Biblia spune că faptele noastre bune merg înaintea noastră? Și eu am văzut asta. Înainte de a ajunge în cer, am văzut ce bucurie în ochii acelor băieți, cărora tata le spunea, hai să încărcăm, și nu era deloc ușor. Când mai rămânea atâta, că el îmi trimitea de fiecare dată fotografii, când în container mai rămânea atâta, el îl băga acolo pe Petrică, cel de 10 ani, și Petrică spunea, Petrică, mai împinge ceva, mai încarcă ceva, să ajung acolo în Moldova pentru biserici. Și-a venit vremea când acel Petrică de 10 ani punea mâna pe ușă și punea mâna pe geam și spunea, tata, și asta am încărcat-o eu, și asta am încărcat-o eu. Dar nu sunt mulți de felul acesta, vă spun eu. Procentajul este foarte mic și așa de tare mă doare inima pentru procentajul mare care au frică, care au nepăsare și care tot stau și care tot stau și care tot stau. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și să învățăm din istoria lui Gideon. Să nu fim dintre cei care plecăm acasă,
dar să fim dintre cei cu care Dumnezeu să spună, cu El voi face, cu ea voi face, cu ei voi face. Amin.